Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Și astfel, echipa lui Chef Sautner rămâne pe moment în 6 oameni. Dar suntem abia în debutul confruntărilor. Azi o servim pe a doua la cuțite. Hai, Doamne ajută! Unde e ceapa acolo? Hai? Avem echipe, avem valoare, echipa noastră cea mai tare! Ce faceți, dragilor? A doua probă, o zi nouă, am venit încărcat de energie. Aila! Janina! Ce zâmbet! Ieri a fost o zi frumoasă, am câștigat, toți am dormit bine, relaxat, nu aveam așa un stres mental mare. N-a pus coca astăzi, da? Bună seara, exact cum am preconizat, astăzi cu multă forță. Forțe noi, proaspete, energie, tot ok. Mi-am pus și un pampon din ăsta, sau cum să o numi el. Măcar să repunem niște pampoane din astea. Cred că ați observat că astăzi și îngerii au accesorii. Să schimbăm un pic vibe-ul. Păi ce face Regina? Trebuie să facă și îngerul. Să vină îngerașii să mă ghideze, să mă lumineze, să mă... Da, da, îi stătea foarte bine. Băi, vă văd că sunteți frumoase foc cu pampoanele astea. Am pierdut o bătălie, nu s-a pierdut războiul, poate șocul ăsta i-a trezit, rămâne de văzut. Eu sper. Schimbăm foaia astăzi. Trebuie să schimbăm. Guys, you are ready for today? Yes, yes. Normal, suntem câștigătorii, ne simțim bine. Chiar mă simt pregătită, am dormit bine azi noapte. You sleep well? Yes. Yes. No. Yeah. No? Nu. Nu ai dormit bine? Nu. Mă simt destul de obosită. Presiunea din concurs, probele, mă rog, toată nebunia asta de aici și-au cam pus amprenta asupra mea, deși eu sunt un om destul de rezistent, de fel. Dacă perdeai, ce făceai? Era mai nasol, da. Atunci? E bine atunci. Păi n-ai cum, dar acum, dacă te faci de acum, mai încolo ce facem? Strong, deci, așa te vreau. Azi am să fiu încă mai organizativă. Am înțeles chestia asta de ieri. Chestia cea mai importantă în echipă, să am o organizațiune perfectă. Deci dacă astăzi nu câștigăm, îi topim azi. Echipa este foarte montată, este foarte bine, un vibe pozitiv, mișto. Ieri am luat 20 de puncte, dar azi e o nouă zi. Știu că acum toată lumea are așteptări, toată lumea vrea să prestez în continuare la același nivel, dar am emoții. Tu cum ești cu deserturile? Până la urmă, tu mi-ai zis ieri și n-am înțeles o chestie, că desertul nu poți să faci într-o oră. Nu, eu am vrut să fac panna cotta și să fac aia în leiere. Nu, dar în afară de panna cotta, numai tu aveai ieri o gramă mare. Și de ce n-ai făcut? Se aștepta foarte mult să fac desert. Se când am intrat în cămară, am avut un blank total. I-am explicat exact care a fost situația. Bootcamp m-ați întrebat dacă știu să și gătesc. Și atunci am vrut să gătesc, mai ales film primul duel, să gătești, adică să vadă că știu să fac și mâncare, nu doar desert. Dar nu mă interesează, okay, stătuiești pentru că ești desert. Ești omul de desert aici. Bun. Ești prima zi, i-am lăsat mai moale, că-i văd pe fiecare cum se mișcă, dar unii dintre ei cred că a luat-o asta ca pe o slăbiciune. Așa a fost, poate prima rată. Este prima rată, dar ați văzut că la prima rată te duce acasă. Și la mine, m-am pierdut total, adică cu porția am păi exagerat. Păi tu te-ai pierdut, dar dacă nu mă asculți pe mine, mai faci de capul tău, astăzi ne supărăm foarte tare. Nu, ai băgat niciodată. Și ăla acolo, păi eu ți-am ținut cuptorul să facem carne acolo. Vorbesc eu acum și încearcă, tu trebuie să fii unul din ăla care atunci când vorbesc eu trebuie să taci. Spui doar așa, când te întreb de ce m-am răspuns. Am înțeles, șef. Deja, păi, când am vrut să le spun ceva, el a sărit cu gura și atunci a trebuit să le arăt care comandă în această echipă. Nu merge așa. Nu merge, pentru că eu n-am venit aici să fac figurații, vreau să câștig. Suntem aici să luptăm. Să vă ajut pe toți să ajungem cât mai departe. Păi în stilul ăla nu ajungem. Dacă comentăm de fiecare dată, ești cuțitul de aur, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu sunt la același nivel sau nu gătesc. Nu există unul mai sus, unul mai pe jos. Chiar dacă unul are cuțitul de aur și celălalt nu-l are, toți suntem o echipă aici. Băi, cred că era normal să intre noi astăzi șef Alexandru, pentru că i-a plecat un om. Da, am simțit că a fost rece, a fost exact neamț. Ne-a tras de ureche, așa, mai pe toți. Și vedeți că nu merge cu vrăji, cu... Nu merge. Citit un zeama de varză, cu praf de picior de mort, cu ce ți-ai mai făcut și tu ăla. Oliva, nu. Da? Dacă mai continuați așa, mă împărțămesc cât de curând. Doamne ferește. La ce am văzut ieri, trebuie să mă gândesc la o tactică să schimb ceva în această echipă. Am un plan, dar nu vreau să-l pun încă în valoare. Mai aștept puțin să mi se confirme anumite lucruri.
Bună, da, dragii mei. Bună, Irina. Frumoasă ca întotdeauna. Salut, bună, șef. Eu cu Irina intrăm spectaculos. Au rămas șocați concurenții și șefii, nu s-așteptau. Ce se întâmplă? Ce avem astăzi așa de special? Dragii mei, trebuie să vă spun de la început că astăzi s-ar putea să fie haos. Aoleu. Țineți-mă. Aoleu. Pentru că ne obsedează acest număr 13. Aoleu. Deci nu putem să lăsăm să ne scape printre degete. Dumnezeule. Tocmai acest număr m-a inspirat la o altă superstiție. Nu. Știți că la botez, în ultima vreme cel puțin, vin ursitoare. Aoleu. Ursitoare? Da, vin ursitoare. Ce înseamnă? Iar astăzi le-am chemat și aici. Nu știi ce înseamnă ursitoare? Cele care menesc copilul. Sunt femei? Sunt femei, sunt niște zâne, da. Ah, ok. Deja... Și pot face urări bune sau urări rele. Păi sunt și zâne, ce ursitoare rele atunci? Cele pe care le-am adus astăzi, vreau să stați liniștiți, nu fac decât urări bune. Eu spun ceva de voi aici. Ce zici? Oh, ceva. Ursitoare, ce să ursească astea mai bine decât ursesc eu? Adică, eu fiind la țară, la noi încă sunt mai practică. Știam ce înseamnă ursitoare, nu știam exact cam ce gust au ele sau ce le-ar plăcea să mănânce. Sunt obișnuite să meargă la botez. Aoleu. Și aoleu, sunt obișnuite și cu antreurile de la botez. Finger food. Chifteluțe, mușchete. Nu este bine. Nu este bine. Uitându-mă la echipa mea cu care nu lucrez de foarte mult timp și antreurile nu sunt 1, 2, 3, 4. Ele trebuie să fie în număr de 13. Ce? 13 antreuri. Da. Mi-este cumva greu ce ar putea cei din echipa mea să facă, pentru că nu mai pot să fac un preparat unde să participe toți ca echipă, o parte să facă proteina, o parte nu știu, nu, acum trebuie ca fiecare să aibă bucățica lui de parte în farfurie. Nu puteam să vin în sezonul 4. Ah, delicat. 13 antreuri avem de făcut azi. Dacă e caz. Ma. Irina, greu de tot și astăzi. 13 feluri, toate pe o farfurie. 13 feluri. Nu, asta e... 13 elemente într-o farfurie. Dar da, 13 rețete. Da. Diferite. Da, dar rapid tot. Da. Deci mici. Am făcut așa un calcul repede, 13 ori 14, acum nu știu precis, dar face cred că 170 ceva, 180, 180 de bucăți. Nu sunt puține în 60 de minute, că mereu timpul ăsta ne doboară, ne dă jos timpul, timpul e grav. Și asta nu e tot. După cum știți, la această probă, de obicei avem 60 de minute. Nu cred. Deci dar nu. O echipă astăzi va putea avea 70 de minute. Noi? Cred că, da, cred că ne iar pentru asta ce trebuie să jucăm un joc. Vom face un mic concurs. Un mic concurs, ce credeți? Jurizat de colegul vostru și prietenul meu, Ștefan Popescu. Eu jurizez concursul. Ei stresați, eu zâmbesc, ce bine e. E bine și aici, acum trebuie să recunosc, e bine și în partea asta. Dragilor, nu va trebui decât să curățați. Rodi. Fiecare echipă trebuie să desemneze un concurent care să curețe cât mai repede, cât mai multe rodi. Vom cântări la sfârșit și, evident, cine are mai mult, oricum, Ștefan va juriza dacă sunt curățate bine. Ideea este că bobițele de rodie trebuie să fie perfecte, nu trebuie să fie niciun pic de coajă acolo. Da. Eu știu, știu. Știu, îmi place rodia, mănânc rodie, îi dau și fetiței mele, ador acest fruct, știu să-l curăț, să-l desfac. Cine știe să curețe rodii cel mai repede? Poți să le curăț, nu știu cât de repede. Știi să le curățați? Nu. Am mai curățat și mănânc rodie, că e un foarte bun antioxidant. Cine se simte cel mai puternic? Cine nu? Și eu știu cu aia, cu lingura. Nu e cu lingura, băieți. O tai în patru. Să tai în patru. Da, și după aia o desfaci și curez boabele cu mâna. Eu vreau să mă, eu mă bag la asta. Am zis că o să mă... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.